Am întâlnit acest autobuz în centru la ceasul rău. Am pornit în urma lui, a ajuns la obor, de la obor a ajuns la spital. Iată, acum suntem la liceul Cuza și sunt curios până unde se va deplasa, în condițiile în care nu are niciun călător și în stații este gol, nu există niciun călător în nicio stație până aici. Așa înțelege domnul primar Misăilă să gestioneze situația, să economisească carburanții, să protejeze personalul din subordine. Haideți să vedem. Nici aici nu este nimeni, la stația de la teatru. Nu vreți să vă spun cu ce viteză circulă. Avem 50 de kilometri la oră. Mai devreme ajunsese aproape de 70 de kilometri la oră. Normal, se grăbește pentru că nu are pentru cine să oprească. Ia să vedem, aici suntem la 2 stejari, intră în stație ca să își continue drumul, bineînțeles, așa cum bănuiam. Continuăm traseul, mergem către Kaufland. Să schimbăm dreapta de viteză pentru că mergem cu 70 km la oră. Nici în această stație, iarăși, de asemenea, nu este niciun călător. Ne continuăm, iată, am ajuns la Kaufland. Mai avem puțin și facem turul orașului. Încheiem traseul fără nicio oprire, fără niciun călător, dar am bifat cursa de la ora 19:50. Aici avem o surpriză. Oprește într-un cu totul alt loc. Continuăm traseul, n-am înțeles de ce a oprit, nici n-a urcat, nici n-a coborât cineva.
pornește la stânga către sud, nu mai continui traseul, pentru că e clar, nu face decât să bifeze cursa și atât, să consume combustibilul, pentru că probabil așa a primit ordin de la șefii dumnealor, de la mai marele gospodar al orașului Misăilă. Avem carburanți, trebuie să-i consumăm, trebuie să bifăm. Iată că întâlnim și o patrulă de poliție care, așa cum s-a dispus, circulă cu semnalele luminoase pornite pentru atenționare și pentru a avertiza populația că în aceste momente dificile și de risc prin expunere în stradă, este bine să stăm în casă.